În perioada 23-30 octombrie 2013, la Cernăuți se desfășoară cel de-al nouălea Festival Internațional de Comedie, Aplauzele de Aur ale Bucovinei, care este unicat în Ucraina și în Europa. În fiecare seară, la teatrul domină fierea jocului, umorului, emoțiilor pozitive și diferitelor caractere ale personajelor de pe scenă. Onoarea de a deschide festivalul a fost acordată Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași, România, cu spectacolul Iași în Carnaval. Cunoscuți membrii ai juriului, cele mai bune trupe teatrale, piese internaționale, toate acestea au devenit deja tradiționale pentru festivalul de comedie Aplauzele de Aur ale Bucovinei. În foaierul teatrului din Cernăuți, spectatorii au fost întâmpinați de orchestra trupei teatrale care urma să-și prezinte spectacolul. De data aceasta, onoarea de a inaugura festivalul li s-a acordat și micilor prezentatori, care frecventează studioul pentru copii de pe lângă teatru. Primul spectacol din cadrul festivalului a fost Iași în Carnaval, prezentat de trupa Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași. Cu toate că spectacolul a fost în limba română, sala era arhiplină. Ceea ce se petrecea pe scenă se asemăna cu Malanca bucovineană. După spectacol, comunicând cu actorii și conducătorul artistic al teatrului, am rămas plăcut impresionați de aprecierile făcute spectatorilor cernăuțeni. Ideea este că ar trebui să placă publicului. Singurul lucru pe care pot să-l spun este că scena teatrului dumneavoastră e puțin mai mică și atunci a fost puțin înghesuit totul. Mai mult, nici n-am adus tot decorul, că nu încăpea. În rest, cred că aplauzele au spus totul. Membrii juriului Aplauzelor de Aur 2013 sunt personalități vestite în lumea artei teatrale și reprezentanți ai televiziunii regionale. Președinta juriului este artista poporului din Ucraina, Larisa Kadyrova, care în cadrul conferinței de presă a declarat că nu are simțul umorului și va aprecia cu strictețe jocul artiștilor după canoanele statutului și regulile festivalului, precum și după regulile teatrale. După primul spectacol, doamna Kadyrova a declarat că i-a plăcut foarte mult teatrul din România. A fost o adevărată furtună de temperament. Jocul actorilor a electrizat sala și mi se părea, la un moment dat, că spectatorii se vor ridica și vor dansa împreună cu actorii. Este unicul festival care nu are analogii în Europa, de aceea este foarte interesant. La el participă diverse trupe de teatru. Vom vedea ce va urma. Spectatorii au părăsit teatrul cu bucurie în suflet, pe care le-a adus-o nemaipomenitul spectacol. Este cel mai bun festival la noi, în Bucovina, și în fiecare an asist la spectacole. Spectatorul are posibilitatea să ia cunoștință de noi colective teatrale, să aprecieze jocul actorilor. Sunt româncă, cunosc creația lui Vasile Alexandrei și mi-a fost interesant să vizionez acest spectacol. După posibilitate, voi fi prezente și la alte spectacole din cadrul festivalului. În mod tradițional, după fiecare spectacol la teatrul, are loc întâlnirea membrilor juriului cu actorii, cu spectatorii și cu jurnaliștii, fiecare având posibilitatea să-și exprime opinia și să facă aprecieri spectacolului, care numai ce s-a finalizat. Pe spectatorii bucovineni îi mai așteaptă întâlniri de neuitat cu actorii din Kiev, Lviv și din alte orașe ale Ucrainei, precum și de actorii teatrului din Botoșani, în data de 30 octombrie.